Aș vrea din nou, și în dimineața zilei de astăzi, mai întâi de toate, să spun din toată inima mea, preamărit să fie Domnul. Amin. Cel care ne-a purtat de grijă, care ne-a întărit, care ne-a ajutat până în clipele de față, ne-a ajutat să venim la închinare în dimineața aceasta și așa cum spunea fratele, am fost și marți seara, am fost și joi seara, era mai puțin, dar astăzi mă bucur, văd că Domnul v-a pus pe inimă și cu toți să sunteți prezenți înaintea Domnului și zic ca Bunul Dumnezeu să reverse har din harul Său peste sufletele noastre. El să ne întărească și să ne ridice la statura dorită de El. Fratele își făcea grijuri cum să împartă timpul, cât să-mi lase ca să vorbesc din cuvântul Domnului, dar eu vreau să vă spun, chiar dacă a făcut reclama copilul Ozan, eu vreau să vă spun un lucru. Eu nu sunt nici predicator, nu sunt evanghelist, eu vreau să fiu un slujitor a Domnului. Amin. Și atât cât îmi va da Domnul, să vorbesc despre lucrările Lui, despre minunile Lui, din cuvântul Lui Dumnezeu, și zic ca Bunul Dumnezeu să mă întărească. Amin. Fratele spunea să vă rugați pentru mine. Și eu am aceeași dorință. Și știu că atunci când se face unitate între cel care vorbește și cel care ascultă, cuvântul Domnului coboară. Și chiar eram într-una din duminici, undeva la Bocșa, și fratele păstor de acolo, la terminare, au zis, fraților, de ce nu putem să fim și noi întotdeauna ca în ziua de astăzi? Oare fratele a adus harul? Harul de Domnul. Amin. Și are toată dreptatea. Și știm că Domnul dă harul. Dar spune, pentru că noi ne cunoaștem așa de bine și ne știm slăbiciunile, ne uităm cu alți ochi. Dar nu, când nu-L cunoaștem pe Cel ce vestește cuvântul, cuvântul pătrunde mai adânc în inimile noastre. Zic în dimineața aceasta, Domnul să lucreze El după voia și după planul Lui. Amin. Cuvântul acesta minunat pe care l-a citit fratele în dimineața aceasta, ne vorbeam așa de minunat și spuneam, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Și zic ca Bunul Dumnezeu să-mi deie putere ca și eu să fiu robul vostru în dimineața aceasta. Și ceea ce are în plan Dumnezeu cu ființele noastre să le poată duce la îndeplinire. El să lucreze, El să dirigeze toată lucrarea pentru slava numelui Său. Și vedem că cuvântul Domnului ne vorbește în unul din psalmi și ne spune în felul următor, în psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Un cuvânt minunat e cuvântul acesta. Și atunci când frații se adună la oaltă, îi bucurie și în cerurile înalte. Și zic ca Bunul Dumnezeu în dimineața aceasta, dacă ne-a adus pe toți înaintea Lui, să putem să spunem și noi la fel. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care turna pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginile veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Și zic ca Bunul Dumnezeu să lași acest un de lemn în dimineața aceasta să coboare peste unul fiecare. Și unde lemnul acesta îl găsim în Sfânta Carte, cum era el preparat, și nu era doar numai un undelemn ca să facă o ungere, el trebuia și să miroase, el trebuia să fie de calitate și zic ca undelemnul acesta să fie turnat atât peste capul meu
cât și peste capurile dumneavoastră a unui fiecare în parte. Amin. Și atunci când un de lemnul ăsta vină din slăbile înalte, unde lemnul era turnat peste creștetul capului și când acoperea capul, mintea se schimba, atunci poți să-L înțelegi pe Dumnezeu, atunci poți să-L pricepi pe El. Unde lemnul ăsta nu rămânea numai aici, El cobora peste ochi și lumina ochii și ochii pot să vadă tainele lui Dumnezeu. Ochii aceștia pot să pătrundă mărimea, măreția lui Dumnezeu. Unde lemnul ăsta cobora peste urechi și urechile auza glasul Tatălui, auza mesajele sfinte și zic ca bunul Dumnezeu să-L toarne din belșug peste noi. Amin. Apoi El cobora mai departe peste gură și gura nu mai vorbea ceea ce vroia ea, ci vorbea ceea ce Dumnezeu dădea din slăbile înalte. Și zic, Domnul să reverse din belșug putere în cuvântul Lui, ca cuvântul să pătrundă inimile. Și dimineața aceasta să fie plină de bucurie, să fie o zi a bucuriei, așa cum tot salmistul spune, aceasta e ziua Domnului, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Și zic, Domnul să ajute, să dea biruință, să dea putere, ca să putem să stăm înaintea Domnului și să ne bucurăm cu Domnul de împreună, unde lemnul cobora pe veșmintele lui Aron, spune, cobora peste mâini, mâinile făcea lucrarea Domnului, așa cum ne-a rugat rugăciunea mai înainte, ca Domnul să deschidă inima, mâna să se întindă, să ajute pe cel în nevoie, îi lucrarea Domnului și aceasta, și trebuie unde lemnul să curgă pe veșminte, apoi peste picioare, ca și ele să alerge în lucrarea Domnului. Și zic, Domnul să dea putere. E minunat să stai în prezența lui Dumnezeu. E minunat să îl simți pe Dumnezeu. Și acum, eu nu știu dumneavoastră, l-ați simțit pe Domnul în dimineața aceasta sau nu l-ați simțit. Eu l-am simțit și marți seara, pentru prima dată când am intrat în locul ăsta și mi-am plecat genunchii. Am simțit că Domnul e prezent și ne-am bucurat cu Domnul de împreună. Și eu cred că și în dimineața aceasta El e prezent între noi. Căci cuvântul Lui ne spune unde doi sau trei se adună în numele Lui, El este acolo. Noi suntem atâția ei și eu cred că El e prezent între noi și El vrea să lucreze. Domnul să ne dea credința aceasta, că întotdeauna să venim cu încredere la închinare, știind că Dumnezeu e prezent. Dumnezeu, El vrea întotdeauna să lucreze, numai noi, de multe ori, n-avem această credință, dar Domnul să ne odeie și în dimineața aceasta El să lucreze. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbea și ne spunea mai departe, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Vrem ca în dimineața aceasta, această lumină să lumineze inimile noastre. Și eu mi-aduc aminte, am umblat mult, am trăit în familie, am văzut lucrările mărețe a lui Dumnezeu, dar lumina aceasta n-a strălucit în viața mea, n-a luminat în destul în viața mea. Și doar pe la 37 de ani eu m-am întâlnit cu Domnul. Lumina aceasta, când a luminat sufletul meu, atunci a schimbat pe deplin viața mea. Și aș vrea dacă cuvântul merg în direcția aceasta, aș vrea și eu, doar scurt, să fac o mărturisire cum Dumnezeu s-a ocupat de mine. Crescând în familia noastră, văzând lucrările Domnului și apoi crescând mare, plecând de acasă, de la vârsta de 14 ani, la școală și apoi căsătorindu-mă, plecând în străinătate, am ajuns doar un pocăit de formă. Meream la adunare,
dar nu-L cunoșteam pe Domnul, îndeajuns, El încă n-a luminat sufletul meu. Dar a venit o zi minunată, când Dumnezeu a ascultat rugăciunile tatălui, rugăciunile mamei și s-a ocupat și de sufletul meu. El a hotărât pentru mine, pentru familia mea, să pot să plec de acolo, eram în Austria și vorbindu-ne printr-un vas de lucru, de fapt, i-a vorbit tatălui meu, mesajul meu a fost transmis mie, că Dumnezeu are în plan să ne ducă peste oceane și am ajuns în America. Dumnezeu a văzut atât de bine toate lucrurile. Acolo, în Austria, ne mergea foarte bine. Aveam de toate, ne-am făcut casă nouă, servicii bune și trăiam pocăința aceasta de formă, dar Dumnezeu a vrut să schimbe inima mea. Și aducându-ne în America, am rămas acolo peste viză, n-am avut acte și-a fost greu și-a fost mult de frământat cum să le facem, cum să le putem rândui. Și am început să căutăm pe Domnul, că omul la strântoare, când îi mere bine, când are bani, când are de toate, stă mai departe de Domnul. Dar atunci când trece prin suferință, când trece prin încercare, atunci omul se apropie de Dumnezeu. Și am început să strigăm către Domnul. Și a venit cuvântul Domnului într-una din zile și a spus așa: în fața ta stă un cântar. Vei intra în cântar, dar nu vei putea ieși de acolo până nu vei căpăta greutatea. Nu era un lucru mare, nu era un lucru greu. Acum când mă uit în urmă, greutatea aceasta o puteam căpăta foarte repede. Dar pentru mine a durat 8 ani până am căpătat greutatea și Domnul mi-a scos de acolo din cântarul acela. Dar în toată prelucrarea aceasta a fost minunat pentru sufletul meu, căci eu am încercat să mă apropiu de Domnul și doream mult să fiu singur, să pot să strâng, să pot să plâng, să pot să-mi deschid inima înaintea Domnului. Și într-una din dimineți, când mergeam la lucru, eram în Arizona și mergeam acolo pe I-17, care cunoașteți, care a fost acolo, meream undeva către downtown, acolo era așa cu atelierul, și strigam către Domnul. Și am simțit prezența lui Dumnezeu, care a coborât din slăbile înalte, acolo, în mașină, lângă mine. Îl simțeam pe Domnul, că El e prezent acolo. Și atunci am strigat și am cerut de la Domnul: Doamne, Tu știi viața, am știi trăirea, Tu știi că eu n-am stat prea aproape de Tine, dar acum am o întrebare. Poți Tu să ierți tot trecutul meu? Și urechile mele au auzit: da, eu Te-am iertat. Apoi am zis: poți Tu să mă iubești pe mine? Și am auzit din nou cuvântul care mi-a spus: eu Te iubesc. Și atunci a venit un plâns în ființa mea. Plânsul ăla nu era de durere, nu era de necaz, ci era de bucurie. Era o zi a întâlnirii cu Mântuitorul și ziua aceea n-o pot să o uit niciodată. Am plâns de dimineața și până seara. Am ajuns la servici, mă întreba șeful de atelier, colegii, ce s-a întâmplat, care e necazul? Și am spus: lăsați-mă, lăsați-mă. Și eu plângeam într-una. Lucram acolo pe o mașină. De nenumărate ori am ieșit la poarta atelierului. Mă uitam către cer și mi se părea că văd pe Dumnezeu. A fost o zi de har pentru sufletul meu. O zi care a schimbat tot traseul vieții mele. De acolo mai mult L-am dorit pe Domnul și zic ca bunul Dumnezeu să lucreze în inimilor celor ce mă ascultă în dimineața aceasta. Poate e aici un suflet și pentru sufletul ăsta m-a îndemnat Duhul Sfânt să fac mărturisirea aceasta. Dumnezeu iubește pe om. El nu ține în seamă vremurile de neștiință. Chiar dacă ai greșit, ai păcătuit, Dumnezeu e Cel ce iartă, numai să te întorci cu toată inima la El. Și apoi
poți să-i vezi mâna minunată, poți să-i vezi brațul lui Dumnezeu, poți să-l vezi pe El cum lucrează. Eu, după ce a trecut timpul acesta, Dumnezeu mi-a pus în inimă dorul de a stărui după Duhul Sfânt. Și doar la 37 de ani am fost binecuvântat de Domnul și El s-a îndurat și de mine. Și văzând puterea minunată pe care Dumnezeu o revarsă atunci când toarnă din Duhul Domnului în ființa mea, s-a întărit credința și apoi am putut să privesc lucrurile prin ochii credinței. Și o primă lucrare pe care am văzut-o făcându-se în familia mea era băiatul al doilea, nu Emanuel, ci celălalt, era bolnav la 2 ani și ceva, dar a ajuns așa de rău, nu mai putea să stea în picioare. Și am văzut cum se scurge viața din el, n-aveam asigurare medicală, n-am putut să mergem cu el la spital, dar am mers la Domnul. Mi-am adus aminte cum proceda tatăl meu când eram bolnav, cum s-a rugat pentru mine. Mi-am adus aminte de cuvintele care scrie în Sfânta Carte, cum Dumnezeu, cum Iisus Hristos vindeca pe cei bolnavi. Și am zis, aici sunt lucrările tale, aici sunt minunile tale. Am luat copilul, am așezat pe sofă și am pus Biblia aceasta peste el. Și apoi am făcut o rugăciune scurtă de împreună cu soția. Și când ne-am ridicat, l-am luat în brață și am urcat cu el la etaj, în dormitor. Pe când am intrat în cameră, s-a zvârcolit în mâinile mele și atunci parcă speria l-a lăsat jos. Dar mirare, el a stat în picioare. Apoi a rupt o pungă de biscuiți, n-a fost mâncat câteva zile și aduna biscuiță cu gura de pe covor. Eu n-am mai putut de bucurie, am fugit jos. La noi mai era o familie venită din România, stătea la noi și au zis, ce se întâmplă? Și am strigat în gura mare, Domnul l-a vindecat pe cale. Și apoi toți au dat buzna să vadă, acesta-i Dumnezeul nostru. Aleluia. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care ne ascultă, un Dumnezeu care ia aminte la rugăciunile noastre, nu se uită la noi, nu se uită la meritile noastre, ci în bunătatea Lui se ocupă de sufletele noastre. Îl vedem în Iacov, descrie scurt despre Ilie și spune acolo că a fost un om supus slăbiciunilor ca și noi, dar s-a rugat cu credință. Și apoi Dumnezeu a oprit ploaia și n-a căzut nici ploaie, nici rouă, doar după cuvântul Lui. Vedem prin credință să fac lucrurile minunate. Tot așa, dacă ne uităm în Sfânta Carte, noi putem să vedem aici, prin credință, ce lucruri mărețe s-au făcut. Și în Evrei 11, aici, cuvântul ne spune, prin credință adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care îl avea, pe care să îl ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat în țara făgăduinței. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească. Prin credință a adus Avram jertfe pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif. Prin credință a pomenit Iosif
Când i s-a apropiat sfârșitul ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale, prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Prin credință a părăsit el Egiptul, prin credință a prăznuit el Paștele, prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, prin credință au căzut zidurile Erihonului, prin credință n-a perit curva Rahab. Și ce vor mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Eftali, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințele, au astupat gurile leilor. Vedem toate lucrurile acestea prin credință să fac. Și în dimineața aceasta, dacă cuvântul Domnului ne îndeamnă în direcția aceasta, haide să cerem de la Dumnezeu ca El să ne umple de credință. Amin. Dumnezeu să pune în ființele noastre această putere sfântă, ca privind prin credință să-i vedem lucrurile Lui măreță. Și eu l-am pus de multe ori pe Domnul la încercare. De multe ori am venit și am cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu a fost Cel ce m-a ascultat. Chiar zilele înainte de a veni aici în Canada, eram undeva dincolo de Timișoara, noi avem albine și trebuia să le aducem acum acasă și înainte de a pleca de acasă la rugăciune, a venit cuvântul Domnului și mi-a vorbit așa: vei face un drum, dar când vei ajunge la capătul drumului, zice, se vor ridica niște nori negri, dar tu să strângi către mine și am să-ți arăt puterea mea. Și eram acolo cu încă un frate, cu băiatul, eram împreună cu albinele și era distanță de la asfalt vreo 3 km în câmp. Și chiar când ne-am dus cu albinele acolo, ne-o prins ploaia, am rămas blocați cu mașinile, eu trebuie să ne tragă cu tractorul până la locul unde am putut să rămânem cu albinele. Și acum, ajungând să le ducem de acolo, lucram să le închidem, am început să le încărcăm pe mașini și cam pe la jumatea lucrului, dintr-o dată au apărut nori negri și sonorat puternic, au început să tune, au început să fulgere. Și fratele a spus: nu, frate Daniel, ce ne facem? Acum nu mai putem da înapoi. Dacă vine ploaia, va trebui să ne tragă iară cu tractorul. Dar eu mi-am adus aminte de cuvântul ce mi-l vestea Duhul Sfânt și am spus: fii liniștit, eu mă rog Domnului ca să nu ploaie și Domnul să deie ploaie pe asfalt, că pe asfalt putem să mergem. A fost un cuvânt care mi-a ieșit pe gură, poate fără prea multă gândire, dar apoi am stăruit înaintea Domnului și am cerut: Doamne, nu-mi îngădui să ploaie. Am încărcat, a durat mult, poate vreo 4 ore până am gătat albinele mele, albinele lui fratele, tot de încărcat, și pe la orele 12 am ajuns la asfalt. Totul a fost uscat. Drumul nostru bătea în asfalt, asfaltul era aici. Pe asfalt ploua bălți, dar nici o palmă pe pământ nu a fost udă. Și am văzut mâna puternică a Domnului. Un cuvânt care s-a împlinit prin credință. Dumnezeu e tot puternic. Amin. Și noi suntem copiii Lui. Și de aceea să îndrăznim înaintea Domnului, ca să-i vedem mâna puternică. Pentru Dumnezeu nu-i prea mult. Dacă a făcut atunci să ploaie în jur și pe lână, nu. A făcut și de data aceasta să ploaie pe asfalt și pe pământ, nu. Și ajungând acolo am văzut, îl sunam pe fratele ce era în urmă și pe când răspunde fratele, zice: măriți să fie Domnul, mare Dumnezeu avem. Am văzut mâna puternică a Domnului
care ne ascultă chiar și în lucrurile pământești, putem spune noi. Cu cât mai mult nu ne ascultă El când cerem de la Dumnezeu ceva pentru sufletul nostru. Dacă noi dorim ca El să coboare din slăbile înalte și să lase ungerea aceea de care vorbeam la început, El o poate face chiar și în ziua de astăzi. El poate să toarne din Duhul Său. El poate să schimbe inimile oamenilor. Dacă până aici poate ai avut copil care nu l-a urmat pe Domnul, astăzi, prin credință, dacă îți îndoi genunchiul și zici, Tată, ascultă-mă! Pentru copilul meu, pentru băiat, pentru fiica mea, Dumnezeu poate face lucrul acesta și poate să dea o inimă nouă, o inimă pentru Dumnezeu. Poate ești bolnav și de atâtea ori ai venit și ai spus, frate sau fraților, am această cauză. Poate până în ziua de azi nu s-a făcut nimic, dar pentru Dumnezeu nu-i trebuie zile, nu-i trebuie ceasuri, îi trebuie o inimă încrezătoare. Încrede-te azi în mâna Domnului și dacă te vei încrede în El, Dumnezeu va lucra cu putere. Eu l-am văzut de atâtea ori și de aceea îndrăznesc în numele Domnului meu Iisus Hristos să vă vestesc această credință, căci prin credință vezi lucrurile mărețe. Noi suntem obișnuiți să le pipăim, noi suntem obișnuiți să le vedem și apoi să credem, dar privind prin ochii credință, îl văd pe Iisus Hristos care coboară în adunare, îl văd pe El că lucrează și în ziua de astăzi, îl văd pe El tot plin de putere și știu că El își face numele de slavă. La noi, acolo, în adunare, o mână de oameni, dar le-am învățat întotdeauna să strigăm către Dumnezeu cu toată inima. Mai mult de atât, ne învăța Duhul Sfânt, când aveți o cauză, când aveți o problemă, sunteți obișnuiți și le puneți toate grămadă înaintea mea. Faceți-vă timp înaintea mea și luați cauza cea mai mare și cu toți stăruiți pentru ea. Și am văzut lucrurile minunate. Era o familie cu 8 copii, cu mama sorei și tata sorei și veneau toți în todace. Acum știți cât e dacia de mare? Todace de a veche, 1300. Și așa veneau la adunare. Și într-o dimineață îmi pune Duhul Sfânt în demn, haideți în ziua de astăzi toată adunarea să ne rugăm pentru fratele Sândel ca Domnul să-i dea o mașină mai mare. Și toți ori striga către Domnul. Da, ce lucru minunat! La 2 săptămâni vine un frate din Austria și donează un Charan. Și avea acum 7 locuri, mașină mult mai mare, mult mai începătoare. Îi lucru mare oare la Dumnezeu? Nu! Pentru noi ni se pare mare. La Dumnezeu toate lucrurile smărunte. Și El dorește doar credință. Într-altă zi, un frate avea copii mici și fetița mai mică, plecând de la adunare, ajungând acasă, eu fost foame, mama pune mâncare acolo pe masă și îi cheamă să meargă la masă, dar până când să se roage ei, până să apuce de mâncare, fetița a tras de măsăriță și s-a vărsat supa de tăiței pe mână, pe piept și toată pielea s-a opărit, pe un dezbrăcat s-a dat și pielea jos. A ajuns la spital cu ea și vroiau să o interneze, că e arsură, zice, gradul 2 și trebuie internată, nu poți să pleci cu ea acasă. Sora spunea, eu am un alt bebe pe care îl alăptez, eu trebuie să merg, eu nu pot să rămân. Pe lângă asta, zice, noi lucrăm în Austria, noi trebuie să mergem la lucru, noi nu putem rămâne. Doctorul stăruia, ei o lua fetița, păi eu zic, semnați aici și treaba voastră. Dar ei au venit la închinare, au venit seara din nou la adunare și și-au spus năcazul. Și am strigat către Dumnezeu, am strigat cu putere și am cerut mâna Domnului. Și Dumnezeu și-a arătat puterea. Am simțit atunci că Domnul se atinge de fetița. Fetița plângea, eram
tare supărată, tare mărăită și plângea într-una, dintr-o dată s-o opri din plâns și am spus, frate, fii încredințat că eu l-am simțit pe Domnul și Domnul s-o atins de fetița ta. În 3 zile o avut piele nouă, nici nu s-o cunoscut că a fost arsă. Un lucru mare, doctorii spunea, 2 luni, 3 luni se face coaje, cade, coaje, cade până se face pielea. Dar la Dumnezeu e putere. Amin. Și acolo unde nu a fost piele, a pus-o el. Mărit să fie numele. Timpul ăsta se duce iute și n-aș vrea să petrec prea mult să iau și poate și fratele vrea să mai spuie ceva. Un alt frate și-o ceda timpul și cumva m-am simțit parcă că nu-i prea bine. Am venit aici, poate fratele s-o pregăti. Eu aș vrea să las tuturor și timp ca să poată fiecare să-și aducă și mesajele lor. Dar aș avea o dorință în dimineața aceasta. Dacă cuvântul acesta ne îndeamnă la credință, haide să cerem de la Domnul credința. Am făcut rugăciunile de dimineață, ne-am rugat și pentru una, ne-am rugat și pentru alta, dar parcă am fost așa de slab în rugăciune. Eu zic ca Domnul Dumnezeu să toarne un har deosebit în rugăciune. Mai mult de atât să ne îmbrace de credință vie. Și dacă în dimineața aceasta îi vreun suflet aici, eu nu-l chem în față, eu nu-mi pui mâinile peste nimeni, eu știu că este unul în ceruri, îi Iisus Hristos. Aleluia. Și acesta are sticluța cu un de lemn. Și El te vede pe tine acolo și te vede pe tine dincolo și mă vede și pe mine. Îmi știe și dorința și cererea mea și El poate să facă lucrarea. Să strigăm numai cu credință, să ne facem numai timp în rugăciune și Domnul va lucra El. La noi am văzut nu odată, nu de 2 ori, de multe ori am văzut așa cum lucrează Domnul. Și apoi o mărturisit frață, Domnul s-o atins de mine, nu de mult o soră, cu scurgere de sânge, cu tumoră, de ani și ani de zile, Dumnezeu s-o atins de ea. Și apoi o mărturisit, de atâția ani a fost bolnavă și acum pot să dau slavă Domnului. Și aș vrea ca Domnul să lucreze și în dimineața aceasta. Nu știu dacă aveți aceeași dorință ca și mine, dar eu zic, Domnul să ne întărească, mai mult de atât, să întărească credința noastră. Și eu v-aș invita să ne ridicăm în picioare, că nu vrem să trecem nici peste timp să fie cineva ispitit de lucrul ăsta. Și rugăciunea aceasta să strigăm către Dumnezeu. Și acolo unde ești tu, pune-ți mâna pe suferința ta, pe boala ta, adu-o înaintea Domnului și Domnul să-și facă numele de slavă. Noi dăm toată slava Domnului, toată cinstea Lui, toată gloria Lui. Nouă ni se cuvine smerenia și de aceea să procedăm în felul ăsta ca Domnul să-și mărească El numele și noi să-L binecuvântăm pe El. Haideți să intrăm într-o rugăciune cu toți. Amin.